Doamnelor, domnilor, ne bucurăm foarte mult să continuăm această serie de dialoguri, dezbatere academice. Astăzi am deosebită plăcere să avem în studio pe unul dintre mentorii mei, domnul academician Gheorghe Vlăduțescu, profesorul meu de istorie a filozofiei la Universitatea din București, dar mai mult decât atâta, profesor a câtorva generații de studioși ai filozofiei. Cel mai probabil, în momentul de față, cel mai important istoric al filozofiei pe care îl avem în uh, România, numai uh, citirea cărților, câteva zeci de cărți pe care le-a scris și le-a publicat din 1960 încoace, ne-ar lua probabil o bună parte din uh, timpul acestei emisiuni, ca să nu vorbim despre studii, despre traduceri, despre îngrijiri de ediții. L-aș plasa pe domnul academician Vlăduțescu în... Uh, continuarea unei tradiții de studioși a istoriei filozofiei deopotrivă filozofi și clasiciști. Știu că domnia sa are un cult pentru opera și pentru personalitatea lui Aram Franchian. A spune că Gheorghe Vladuțescu astăzi este ceea ce era Aram Franchian în istoria filozofiei românești în anii 50-60 ai secolului trecut. Domnule academician, iată, mi-ați arătat chiar în această dimineață o nouă apariție cu siguranță nu și ultima, unei cărți pe care ați scris-o, Istoria Filozofiei ca hermeneutică, și vă propun să avem astăzi o discuție, o dezbatere despre statutul și despre rolul acestei discipline filozofice, Istoria Filozofiei, pornind, noi așa, de la o carte pe care dumneavoastră ați coordonat-o cu mai bine de 20 de ani în urmă. Cartea se intitulează Pentru ce istoria Filozofiei, cu mai mulți colegi la vremea respectivă, dar și astăzi, care au contribuit la acest volum. Dumneavoastră ne-ați lansat atunci o listă de întrebări care vizează condiția generică a filozofiei, nu doar condiția istorică, evenimentială. Și am să citesc foarte repede lista acestor întrebări importante cu rugămintea de a porni discuția noastră de la aceste întrebări cu dorința, speranța că vom putea discuta măcar pe unele dintre acestea. Ce este filozofia în raport cu istoria ei? Ce este istoria filozofiei în raport cu filozofia? O metafilozofie, filozofia însăși, istoria ei în sens istoricist, ce ar fi o istorie culturală a filozofiei și ce este o istorie filozofică? Ce este, ce poate fi istoria ideilor în deosebire cu istoria filozofiei? Metafizică și filozofie. Istoria metafizicii și istoria filozofiei. Istorie, istorism și istoricism. Filozofii istorice și filozofie. Istorie și sistem. Fapt, eveniment istoric și argument. Faptul ca argument pentru construcția sistematică. Ce înseamnă lectura istorică? Ce lectură sistematică pentru sistem în condițiile în care. Același fapt este citit și de istoric și de sistematician. Filozofie universală și filozofie națională, problema influențelor, ideea comparativistă, ce aduce filozofiei cercetarea și refacerea istoriei mentalului și nu în ultimul rând, întrebarea care dă și titlul acestui volum, foarte incitant și interesant și astăzi după 20 de ani, pentru ce istoria filozofiei. Încă o dată, atitru, bun venit, domnul academician. Deci era provocator și, de fapt, a fost ca o replică la atitudinea de decenii, poziția de decenii față de istoria filozofiei, care era ca un fel de cenușerasă. Istoria filozofiei era ca o introducere la filozofie, pentru că, așa, cu, cu obstinație, se făcea distinția între istorie și sistem. Ori, în cazul filozofiei, raportul istoriei cu sistemul este altul decât în ordinea științelor. O vorbă celebră a lui Kant, poți să arăți elementele lui Euclid, deci o carte, și să spui, iată geometria. Dar în filozofie nu poți să găsești nicio carte. Starea de grație a filozofiei e tocmai diversitatea. Încât, până la urmă, te întreb ce este filozofia. Ce este filozofia dacă mai degrabă avem de-a face cu filozofii? Cu filozofii care, la prima citire, mai degrabă nu se adună, mai degrabă nu converg, ci mai degrabă se resping. Dar, pentru asta, ca istoria filozofiei să iasă din starea de cenușereasă, mai mult din, dintr-o poziție didactică. Era o introducere la filozofie. Deci, să învățăm despre cei care au trăit mai de mult, să știm ce gândeau grecii, ce gândeau medievalii, ce gândeau europenii din în perioada modernă și mai departe. Ori, pentru ce, la urma urmelor, rostul unui studiu serios este de a gândi cu filozofie. Eu în. Activitatea mea didactică de. Uh, am început în 1962. Uh, sigur, nu așa la început, că acum, uh, între timp, și să zic și eu ca Victor Hugo, care a fost învinuit mai târziu că în tinerețe era uh, Napoleonid. Tatălui fusese general în armata lui Napoleon și apoi a devenit cel mai mare dușman al lui Napoleon, al treilea. Și Victoriu Gora a răspuns, când a fost inconsecvență, și el a spus, e, am crescut. E, cu timpul am crescut și eu. Și dacă la început făceam o istorie a filozofiei, poate așa, istoricist, evenimențial. adică spuneam despre fiecare... În ordinea aceasta succesivistă, mai apoi am ajuns la o, un alt mod de a o înțelege. Pentru ce istoria filozofiei? Pentru ce cercetarea celor mai dăunite? De ce să învățăm? Pentru ce? Dacă nu putem gândi cu ei. O bibliotecă, zic eu foarte adeseori, o bibliotecă are toate cărțile, dar raftul de bibliotecă nu gândește cu cărțile. Ori, noi nu trebuie să fim ca o raftul de bibliotecă. Un istoric al filozofiei german, Vindelband, spunea că îl înțelegi pe Kant, unul dintre cei mai mari gânditori ai lumii. Îl înțelegi pe Kant când ai trecut dincolo de el. Ce înseamnă a trece dincolo? Înseamnă atunci când poți să gândești cu un filozof. Când poți să. Uh, o vorbă pe care o repet uh, deseori. Când cercetarea istorică înseamnă să capeți priceperea de a trece faptul un argument. Cum gândesc dincolo de Platon cu filozofia platoniciană? Pentru că aici, în filozofie, nu se pune problema timpului. Eu zic de acord uh, unii cu mine, alții nu, dar aici am filozofie E avantajul că uh, orice uh, poziție este, este verosimilă. Așa. Numai să fie coerentă aici, pe cât în filozofie, pe cât e mai mare diversitatea, pe cât diversitatea se înscrie între, între deosebire și opoziție, poziție, atât mai bine, pe atât este mai, este mai, mai, mai bine. Uh, Filozofia, diversitatea este, mai ziceam, altă stare ai de grație. Am trăit eu mai mult și ca student, apoi și o vreme când am fost cadru didactic, ideea unei filozofii unice. Era o inepție. Era ce poate fi mai nefilozofic? Filozofia unică. Ideea este dintre cele mai aproape, e monstruoasă, cuvântul nu este prea dur. Pentru că, de fapt, filozofia unică însemna desfințarea filozofiei. Ba, se spunea la un moment dat eu, făcând istoria filozofiei, se spunea atunci când spunea că, de pildă, filozofiile contrare filozofiei vremii, materialismul dialect, idealismul, de pildă, adevărul idealismului, când un filozof idealist se apropie de adevăr, trece în materialism. Era singura filozofie. Există în ceea ce spuneți dumneavoastră câteva lucruri extraordinar de fertile pentru înțelegerea istoriei filozofiei. Pe de o parte, atunci când spuneți că trebuie să gândim cu filozofii vechi. Dumneavoastră, de pildă, ați scris foarte mult despre presocratici. Ați scris o teză de doctorat care s-a transformat după aceea într-o lucrare despre inducție la Aristotel. Sunteți unul dintre cei mai buni cunoscători ai aristotelismului și în formula lui istorică, dar și în ceea ce a însemnat aristotelismul dincolo de epoca sa. A tradus metafizica lui Aristotel, care a apărut acum câțiva ani. Apoi, de asemenea, a scris foarte mult, fiind una dintre autoritățile în România, despre patristică, despre filozofia bisericii creștine, despre sfinții părinți. Descartes, mergând spre epoca modernă, Husserl este foarte, foarte cunoscut și știu că este unul dintre filozofii pe care îi țineți la o cotă foarte ridicată în secolul al XX-lea. Deci, pe de o parte, vorbiți despre filozofii și despre nevoia de diversitate. Pe de altă parte, istoricul filozofiei, mă gândesc, Poate, printr-un exercițiu de metafilozofie, trebuie să găsească și posibilitatea unui concept al filozofiei, chiar dacă nu este unic. Trebuie să fie un aer de familie, cum ar fi spus Wittgenstein. Chiar dacă sunt foarte multe filozofii, trebuie să fie totuși un nucleu dur pentru care există această categorie culturală, categorie uh, umanistă care se numește filozofia. Asta este un aspect. Un al doilea aspect. Cu siguranță că noi, în ordinea sistemului, suntem foarte interesați de felul în care au ridicat problemele presocratice, apoi cum l-au preluat Platon, Aristotel și așa mai departe. E o asimetrie aici. Platon nu putea să prevadă cum anume se va dezvolta istoria filozofiei. Nu putea să prevadă cum se va dezvolta ceea ce noi numim platonism. Deci nu putem spune că Platon putea să gândească cu sistemul filozofiei așa cum îl avem noi. Prin urmare, care este poziția unui istoric al filozofiei ca dumneavoastră atunci când este pus să echilibreze aceste două contrarii? Diversitatea, dar și o unitate conceptuală, așa cum ar fi vrut o Hegel, de pildă. Poate nu teleologica la Hegel, nu ajungem la un sistem care să le încuruneze pe toate, dar trebuie să existe totuși un fir. Mizeria, iau un titlu de o carte celebră al Popper, Mizeria istoricismului, ține de faptul că intră într-o contradicție din care nu poate să iasă, într-o înfundătură din care nu poate să iasă. Se vorbește de istoria filozofiei. Dar când se face această istorie, se vede treaba că există numai filozofii. Adică, filozofiile, istoria filozofiei tradițională, istoria filozofiei așa numită evenimențială, cu evenimentele, cu faptele istorice, sunt ca, așa, după modul de piață. Tale sunt antichitate, Tales, când termin cu Tales, la Anaximandru, la Anaximenes, la Heraclid, la Parmenide, și mai departe, și mai departe. Dar ce este între ei? Păcatul istoricismului evenimentialist este că nu trece de la un fapt la altul. Și eu zic, trebuie să ne spăimânte prăpastia dintre evenimente. Nu ne e frică de fapt că am putea cădea în așa, cum am cădea în această prăpastie. Nu putem trece mai departe. Cum treci de la faptul tale ca eveniment la faptul Anaximandros? Aici este cheia, este hermeneutica textului. Se spune că marele tragic grec, poet tragic, Euripide, I-a dat-o carte lui Heraclit. Heraclit era, scoteinos, obscur, scria, de fapt, în limbajul propriu filozofiei. Și după o vreme l-a întrebat ce a înțeles, dacă a... Și, și Socrates i-a răspuns extraordinar. de. Și aici este pe frontispiciu oricărei oricare întreprinderi hermeneutice a textului partea pe care am înțeles-o din cartea lui Heraclit este minunată. Dar cealaltă parte, pentru că n-am înțeles-o, trebuie să rezerve mari surprize. Dar pentru asta ar trebui un scufundător din Delos. Scufundătorii din Delos erau pescuitorii de, perle, de, de perliere. Și erau antrenați să coboare la adâncimi mai mari și uh, apoi să, uh, uh, când se ridica, să, așa, cu antrenament să nu, uh, așa, să, să, să pulmonar să reziste. Uh, ar trebui, deci, un, asemenea pescuitor, deci, să se adâncea, să meargă în adâncime. Ei bine, pornind de aici, a Platon, în trei locuri, în trei dialoguri, în Faidon, în, 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 în și în Politicul, Vorbea de, în stilul lui, metaforic, el fiind, Platon, nu numai cel mai mare filozof al antichității, dar poate că printre primii, ia zice, printre primii trei din toată istoria noastră. Bine, s-a că... și spus, White a spus că toată istoria filozofiei e o notă de a, subsol la ceea exact. ce a scris Platon. Da. Era el, în același timp un mare scriitor. Poate că e cel mai mare stilist, poate doar după, după gustul meu, poate e comparabil ca stil literar cu Eschil, mare tragedian și cu Pindar, poetul liric. O paranteză: era atât de prețuit Pindar de Alexandru Macedon că atunci când. A cucerit cetățile, a coborât din nord, din Macedonia, și a cucerit cetățile grecești, pentru că cetatea Tebei, unde locuia Pindar, s-a răsculat și a opus rezistență. Alexandru Macedon a spus că toate clădirile să fie dărâmate, în afară de cea lui Pindar, care să rămână. Poate, deci, Platon este alături de ei ca mare creator în limbă mare creator în limbă. Ei bine, el vorbea în aceste de, de prima și a doua scufundare sau navigație, o metaforă luată din limbajul corăbierilor. Când pe mare vântul înceta să bată, se trecea de la navigația cu pânze și se trecea la rame. Deci de la prima navigație, aceasta cu pânzele, a prima navigație sau prima scufundare, a doua era aceasta. Aplicată prima, la text. Prima mai facilă, a doua mai dificilă, nu? Da. Orice text, până și textul științific, are două, două nivele. Un text care poartă sensurile adânci, sensurile proprii și cel de-al doilea nivel, acela profund. Eu lucrez mult cu cazurile limită, care sunt cele mai concludente, cazurile limite apropiate de treapta zero. Primul filozof al grecilor e Socoate Tales din Milet, mare geometru, teorema lui Tales e știută, dar se pare că a, formulat mai multe, vreo cinci teoreme, dar numai una este foarte cunoscută și introdusă în sistemul geometriei. El spunea că toate uh, lucrurile și tot ce se întâmplă în lumea noastră vine din apă și se întoarce în apă. Deci ea este elementul primar. Al doilea filozof după el a spus că elementele primare sunt cele patru, așa numitele elemente cosmologice: foc, apă, aer, pământ. Al treilea filozof, din aceeași configurație, Anaximenes, spunea că aerul. Iată, trei filozofi care spun că din aceeași școală, deci din aceeași spiritualitate, dar se deosebesc încât, cum putem trece de la unul la altul? Ei bine, asta este să trecem la a doua scufundare. Pentru că uh, nici în limbajul uh, filozofiei n-a rămas nici aerul, nici apa, nici focul, nici pământul. Limbajul filozofiei. E altul ca orice altă știință are un limbaj propriu, specializat. La a doua scufundare, aerul sau cele patru elemente sau apa numeau acel ceva de la care vin toate și la care se întorc toate. Și acest, toat, acest ceva avea să-l numească un, un, filozof din cam din epocă, Parmenide, îi spunea to-eon, on apoi, adică ceea ce este participiu de la verbul a fi, mi. Deci, toți cei trei filozofi divergenți, sau oricum în discontinuitate, erau una pentru că fiecare uh, opțiune pentru un nume sau altul, fiecare opțiune, de fapt, se întâlnea cu toate celelalte. La a doua scufundare găsim ceea ce unește filozofiile. Și asta avea să se păstreze până târziu, la începuturile, la începutul erei creștine. De pildă, un mare părinte al bisericii origene, care era, era recunoscut prin așa, prin așa cu o metodă aceasta alegorizării și dezalegorizării. El spunea, de pildă, dacă rămânem la lectura literalistă, adică prima scufundare, nu mai înțelegem nimic din, nici din textul filozofic, nici din textul biblic. Se spune în Geneza că omul a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar noi nu știm cum arată Dumnezeu. Noi ne reprezentăm, dar noi nu știm cum e. Și cum atunci spunem că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Altceva. Între cărțile canonice ale Vechiului Testament, este uh, cântarea cântărilor. Cântarea cântărilor este un epitalam, adică o orație de nuntă. Uh, un pic cu senzualismul oriental, superb de altfel, e un poem, una din marile, marile piese ale liricii lumii. Iată, un, uh, un asemenea epitalam, o orație de nuntă, poate să intre între cărțile canonice. Și atunci Origen spunea, trebuie să închipuim că mirele este Isus Hristos și mireasa este biserica. Și iată justificarea acestei introduceri. Cu siguranță, sunt foarte multe ilustrări, episoade ale acestei idei. Să ne întoarcem puțin la presocratici. Sunt în aceeași școală, în școala Ioniană. Sunt aceste versiuni care par să fie foarte naive, și sunt foarte naive din perspectiva explicațiilor pe care noi le dăm astăzi, probleme acestea pe care ați evocat-o, problema existenței, a ființei, a principiului, a cauzelor. Apa la Thales, aerul, focul, ceva mai subtil, apeiron, nedeterminatul, la Anaximandros, aveau de atunci conștiința nevoii de a merge către această problemă mai abstractă a conceptualizării principiului sau este a doua scufundare pe care a făcut-o Platon, Aristotel, pe care o facem noi acum uitându-ne înapoi la ei, gândind cu ei și văzând în ce direcție a mers în ordine sistematică filozofia. Pentru că aș vrea să insistăm asupra acestei distinții. Ordinea istorică în care au apărut toate aceste concepții care ni se par naive și chiar sunt naive dacă le citim literal, dacă avem această lectură literalistă, dar pe de altă parte vedem că există în fundal, în substrat ceva mult mai profund, pentru că toate duc către nevoia noastră de a înțelege, de a conceptualiza într-o manieră pe care o folosim și noi astăzi. Aceleași concepte, aceleași tipare generale le folosim. Ca să vin cu o altă ilustrare din perspectiva care e proprie profesiei mele de logician. Îl putem studia pe Aristotel în contextul istoric al secolului 4 înainte de Hristos, ca fiind primul autor al unei logici. Un lucru miraculos. Aristotel aproape din nimic, nu avem nimic înaintea lui, creează o logică pe care și astăzi <fie> o predăm elevilor studenților noștri. Din perspectiva logicii contemporane, din perspectivă pur sistematică, putem fixa logica lui Aristotel ca pe un capitol, dar nu foarte extins, într-o logică a claselor, o logică a predicatelor, nu într un în detalii tehnice. Deci putem să o gândim și în contextul secolului 4 înainte de Cristos, dar putem să o gândim și pe respirație mai lungă în istoria logicii, în ordine sistematică, fiind de fapt dezvoltarea unui concept care ajunge până la noi și care preia și conceptul aristotelician. Credeți că în istoria filozofiei există un fenomen asemănător, adică această a doua scufundare este cea care ne arată dezvoltarea în ordine sistematică, logică, în timp ce prima scufundare, această Lectura literalistă este ceea care e și foarte atrăgătoare, la urma urmei, că sunt povești culturale cu care am trăit și cu care vom merge mai departe. Aici, în... Adică există o analogie între istoria da. logicii, să spunem, și istoria filozofiei. La a doua scufundare, la a doua navigație, deci, anagogic, cum se zice în hermeneutica de azi, spre deosebire de interpretarea literalistă de prima scufundare, anagogic, faptele sunt convergente și complementare. Logica aici a dezvoltării nu este aceea succesivistă, un eveniment după altul, ci este logica sferei, o logică holistică, adică cercuri de cercuri. Un cerc care, cercul următor, este mai cuprinzător și tot așa. Cam în, eu mai așa când mai recurgeam la la metaforele de asta mai concrete, așa, uneori când în, la curs trebuie să te mai, așa, să mai te faci mai, mai înțeles. Și spuneam că am, atunci când aluci o piatră în apă și vezi cum dată cercuri concentrice din ce în ce mai, din ce în ce mai, mai cuprinzătoare, mai cuprinzătoare. Metaforele astea geometrice, imagistice sunt foarte puternice. A, așa. Că, adică logica aceasta holistică. Și iată, cei trei filozofi de care vorbeam, Hegel avea o, o vorbă pe care eu o citesc foarte des, Ce propoziția simplă a lui Tales, că apa este începutul tuturor lucrurilor, este filozofică, pentru că este numele temeiului, numele acelei ființe, adică care e nenăscută și nepieritoare, aceea din care vin toate și la care se întorc toate. Doar numele era al epocii era al, unui, limba, al limbajului comun, pentru că uh, grecii, eu zic că uh, prima măsură a geniului grec nu este geneza filozofiilor ca interpretă reconstrucția ale lumii, ci limbajul. E aproape miraculos cum au creat limbajul filozofiei. Toate celelalte culturi au beneficiat de aportul grecesc. Latinii au tradus pe greci, au trecut limba greacă în limba uh, latină. Primii moderni primii modern erau latini latin, scriau în latină și apoi în limbile naționale, dar sursa era toată aceea greacă. Grecii au creat limba, au creat limba, uh, dar Până atunci s-a lucrat cu, cu termeni supleanți, eu le zic metasemne, adică semne ale altor semne de fapt, pentru că ei au lucrat pe limbajul mitopoetic, mult pe Iliada și Odiseea. Și au creat acest limbaj și fiecare presupunea de fapt acel termen încă nenumit, ființa nenumită încă, dar... Unul venea, de pildă, Tales venea cu apa semnifica temeiul. Al doilea filozof acesta cu apa, aer, foc, pământ, acest temei, ca mi zicea pe iron, adică fără limită, infinit, era indeterminatul, infinitul. Deci ceea ce este începutul tuturor și, sensul, și termenul la care toate se întorc, este unul și infinit. Al treilea filozof, Anaximenes, a apăsat pe ideea unicității. Și, deci, iată cum numai trei filozofi adună principalele determinații care alcătuiesc logica ontologiei. Ființa care este una, ființa care este infinită. Și când ajungem la o asemenea reprezentare, ca atunci când se edifică o clădire, schelăria e dată deoparte. Nu ne mai interesează decât ca punct de plecare. Nu ne mai interesează apă sau foc sau aer sau pământ. Și ne interesează de acum, când trecem la, la lectura anagogică, ne interesează ceea ce ei numesc. La fel și mai târziu. Chiar, vedeți, Platon. Platon însuși, dacă îl citești, așa literalist, e superb. Ia, sunt scris dialoguri. Dialogurile lui sunt ca niște tragedii. Dialogul Faidon despre moartea lui Socrate este o piesă cu nimic inferioară, eu știu, capodoperelor tragicilor greci, cei șapte din Teba, Oedipul Sofoclean sau Medei lui Euripide. Este o tragedie. Deci se poate citi și ca e o piesă de teatru. O literatură... Foarte bine. Eu invidiez câteodată pe cei care nu sunt filozofi, care îl citesc pe Platon pentru stil. Filozoful are obiceiul, cum spunea un spaniol mare, un amuno. Eu citesc cu creionul în mână. Filozoful citește pe filozof ca să vadă cum gândește cu el. O lectură mai profesionistă, da. Da, nu prea mai atent la treburile de așa de, de stilistică și e o pierdere mare cu de Aristotel. Sigur că cei care ne urmăresc, telespectatorii da. noștri și uh, care au citit au citit Platon, nu dau seama de virtutea literară și de faptul că e un text educător. Nu putem ști însă cum erau scrierile exoterice ale lui Aristotel le avem doar pe cele ezoterice, da. care erau destinate elevilor și care erau notele de curs, foarte e, seci, foarte da. tehnice, n-avem de unde să știm. S-a păstrat ceva un dialog al lui Aristotel, în da, da. stilul lui Platon, care are o anumită Asta o nu știm într-adevăr cum... Într da. Cineva m-a întrebat odată dacă Aristotel avea humor. Da, n-a scris nu prea mult despre N-a scris despre asta, da. Deși m-a ispitit la un moment dat, dar pe loc mi-a venit următoarea idee. El în etica Nicomahică, are un capitol despre plăcere și despre așa numită grecea hedoneb, hedonism, adică ce? Și spune că un uh, gurmand ar vrea să aibă gâtul cât mai lung ca să simtă plăcerea înghițirii. Și am zis, uite, domne, Și dacă amână, amână, avea umor, să amâne, să amâne, să procrastineze în da, final, da. da, asta o face și noi de uh, multe uh, Dar uh, revenind, Uh, uh, și Platon și Aristotel, când îi citeau pe cei de dinainte, îi citeau la a doua lectură. Platon și Aristotel îi folosea pe cei de înainte ca argumente. Ei construiau cu filozofiile de dinainte, nu cu filozofii. Platon nici măcar nu-i amintește, decât rare ori, numai cu Parmenide, pentru că lui Parmeridei zicea Părintele nostru. Uh, era foarte parcimonios în laude. Și ce laudă mai mare poate să fie decât Părintele nostru? Adică acela de care ne tragem. La un anumit moment ați evocat aici și sigur că ar fi un salt foarte temerar peste secole, noastră vă ocupați și spuneți întotdeauna cu multă plăcere de cei vechi, așa-i numiți, că v-ați ocupat de cei vechi, dar niciodată nu ați refuzat uh, filozofia în regimul său actual, contemporan. Lați-vă cap și pe Popper, cu mizeria istorismului sau istoricismului. Dar ați vorbit puțin despre Hegel puțin mai devreme și ne-a rămas de la el vorba celebră, cel puțin pentru cei care ne ocupăm de filozofie, că filozofia este în condiție identitară istoria filozofiei, sau istoria filozofiei este chiar filozofia. Ca istoric al filozofiei îmbrățișați această idee? Bacon, la începuturile perioadei moderne, el are o comparație. Mie, în genere, nu, nu prea îmi place comparația asta. Spune că filozofii nu trebuie să fie ca păianjenii, că păianjenul e speculativ își se pânza din propriul trup. Nici ca furnica, pentru că furnica doar strânge, ci ca albina care strânge și prelucrează. Eu zic că, de fapt, în primul rând, prima materie a filozofiei este ea însăși. Filozofia însăși. Pentru că ea lucrează cu propria sa materie. Înaintează prin această, prin această sporire în, în semnificații și Deschiderea către lume este către, așa, printr-o poartă mereu mai largă, dar această lărgire este prin meditație asupra filozofiei. Deci, istoria filozofiei nu este în afara filozofiei, nu este nici parte a ei spre deosebire de sistem. Eu as zice că uh, și, Hegel, uh, dar mai încoace, Heidegger. Da. Istoria filozofiei este filozofie. Este filozofie. Da. Asta e o nuanță diferită când spui că istoria filozofiei este ea însă și filozofie, și când spui că filozofia nu este nimic altceva decât hermeneutica momentelor acestora foarte diverse despre care ați vorbit. Că filozofia da. este istoria ei. Adică nu este un fel de uh, concept care e ca un fel de lucru care a fost decantat în decursul da, da. epocilor. Și am ajuns la niște întrebări, la niște probleme și asta este filozofia. Iar istoria filozofiei doar ilustrează aceste concepte. Păi e e ca, o mică deosebire între ca cele literatura. două. literatura. Literatura este istoria literară. Nu există o disciplină literatură. Călinescu spunea în felul lui inimitabil. El spunea eu nu citesc cărți, nu citesc autori, eu citesc literaturi. Când și asta, omul de o originalitate și ca om și ca scritură, eu am apucat, nu am avut șansa că l-am audiat după ce am terminat facultatea și când el a revenit la filologie. A, de fapt, a... cred că putem să uh, spunem acest lucru, e o mică dezvăluire, că ați dorit la început să faceți litere. Da. Facultatea de Litere. Abia după aceea da, da, ați mers da, la, da. la filozofie. Uh, el spunea, eu când mă documentez, iau din bibliotecă toate cărțile, stau pe jos în mijlocul lor și citesc literaturi. Să luăm din filozofie filozofiile și nu mai rămâne nimic. Chiar uh, filozofia, pentru că ideea de sistem e foarte, foarte periculoasă. Când spui se poate să ducă și a dus la, cum spuneam, la filozofia unică. Asta este filozofia. Ori, filozofiile, filozofiile trebuie să fie sistemul, sistemul este acela de adâncime în, în sistemul lor care este substratul formal. Istoria tradițională era, cum spuneam, istoria cu limbajul noilor istorii francezi, pe care eu i-am așa, i-am urmărit și le sunt dator într-un. Istoria evenimențială, evenimentul. Istoria trebuie să fie totală. Istoria filozofiei în să fie a, a zice, a filozoficității, nu a filozofiilor. Cum și în, în științe. un om de știință, Poate că nu are nevoie de, de momentele anterioare. De pildă un geometru, poate că sunt și da. nu sunt istorice are aici, nevoie să citească pe Euclid. Da. Eu l-am citit de trei ori, nu pentru a-mi nu știu teoremele, dar a vedea ideea de științificitate o istoria științelor evenimentială, deci cu cutare moment, moment, după moment, este inutilă. de -aia, oamenii de știință n-au nevoie. De deci ce ar avea nevoie un om de știință de Aristotel când într-o știință, într-o istorie de acest tip evenimențial, vezi că Aristotel n-avea dreptate în cutare, n-avea dreptate în cutare, n-avea dreptate în cutare, era mai peste tot. Păi atunci, istoria știință, istoria erorilor, uh, Trebuie să urmărim altceva. În, tasea... în, în istoria științei în secolul al XX lea a apărut acest concept, după Thomas Kuhn de pildă, structura revoluțiilor științifice, care s-a dezvoltat foarte mult, da. în care nu mai avem de-a face cu istoria evenimentelor științifice ratate, și da. este exact ceea ce spuneți dumneavoastră. Da. Istoria paradigmelor, a modului în care da, sunt da, puse da, întrebările, da. în care sunt rezolvate Istoria, probleme. deci, aceasta paradigma, a științificității, nu ne interesează experimentele lui Aristotel, unele naive, ca să vadă cum se dezvoltă embrionul în fiecare zi, spărgea cât un ou de sub cloșcă. E naiv, dar ideea științificității, ne mai vorbim de faptul că Aristotel și foarte bine analiticile secunde, tratate, este încă o dată, încă mare tratat de logica științei. De neînlocuit. Toate celelalte Întreaga sunt... logică, era un organon pentru demonstrație și pentru da, explicația da. științifică. Este da. o vorbă, de un francez care a văzut prima dată o girafă, a zis, așa ceva nu poate să existe. Aproape că, așa când te uiți la Platon sau la Aristotel, dacă n-ar fi cărțile lor, a zis, nu, așa ceva nu, nu a putut să existe. Cum iată, Aristotel a creat logica și logistica. Mie îmi place mai mult, e mai pe sufletul meu uh, uh, tratatul de logică științei. Celălalt e foarte formal, formalizat mai. A, așa. Uh, e aproape supraomenesc. Un, uh, un englez uh, cam romantic, prin secolul al XIX-lea, s-a dus la, așa, pe, la Partenon și acolo pe Acropole, în Atena. Și ar fi exclamat: În afară de elementele lumii, foc, apă, aer, pământ și alte câteva lucruri asemenea, nu există nimic în lumea noastră omenească de azi care să nu fi fost imaginat de vechi greci. Nici chiar așa, dar de la ei, într-adevăr, de la ei venim, încât, vedeți, noi, când ne întoarcem la ei, eu spun: Nu ne întoarcem în timpul lor. Aristotel, dacă ar învia acum, el nu s-ar mai înțelege. Dacă ar citi o carte despre el, spune că așa ceva orgin nașm. Acest elogiu fabulos, fascinant, pe care l-ați făcut filozofie, istoriei filozofiei, prin conceptul grec, originar de filozofie, ar putea foarte bine să fie. Ultimul cuvânt al dialogului, al discuției noastre. Dar n-aș vrea să încheiem până când nu ne veți spune foarte pe scurt, pentru că am arătat la începutul dialogului această ultimă apariție, la ce lucrați acum? Dacă ne puteți spune subcint care este următoarea carte, următoarea lucrare pe care o aveți acum în vedere. Am scris două volume, am uh, venit interpretări la presocratici, au apărut primele două volume, acum am încheiat al treilea volum care e consacrat lui Parmenide. Uh, va fi așa, cam vreo două, 300 de pagini lui Parmenide. Uh, parmenide, filozof, în condiție impact, istorică. Nu. nu vorbiți de dialogul Parmenidea lui Platon, nu? Nu, no, parmenide. Parmenidele istoric. Eu am mai făcut, știi foarte bine, o, un joc cu uh, uh, per, viețile paralele. Uh, în dialogurile platoniciene, cele mai multe personaje sunt filozofi reali. Dar reprezentați. El nu, nu, au, nu prea au legătură cu istoricitatea lor. Eu am făcut așa, am reconstituit biografia lor reală, cât se poate, că e parte de plecare. Și același personaj platonician și am pus față în față. A fost un joc, dar un joc care m-a prins și care mi-a plăcut. Nu știu cât, cât și altora, din păcate, Uh, cartea uh, nu prea mai are așa uh, uh, circulație. Uh, eu zic ca să mă închei în ton optimist, nu pentru că nu se citește. Deși deci ah, au mai puțin, Cât apar foarte multe. Așa este. multe opțiuni. Când intri într-o librărie sau mergi la târgul de carte, mi s-a întâmplat mie. N-am cumpărat nicio carte, pentru că nu puteam să mă hotărăsc. Erau atâtea, atâtea care mă tentau, încât nu mă puteam hotărâ pe care să cumpăr. Și probabil că de asta nu se prea citește. Părerea da. mea e un pic alta, dar de aia nu se prea citește, pentru că sunt prea multe. Vă mulțumesc foarte mult, da, domnule academician. Mulțumesc. Eram aproape convins că nu vom putea discuta decât câteva întrebări. Iată, am reușit să discutăm doar două întrebări din lista aceea lungă pe care am anunțat-o. Sper că vom putea continua acest dialog. Da, erau ocazie. multe întrebări. Aici. Și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult TVR Cultural pentru faptul că este această gazdă extraordinară, caldă și eficientă pentru dialogurile academice în care prezentăm, iată, mari personalități ale culturii române. Astăzi l-am avut Aici, în studio, în Academia Română, pe domnul academician Gheorghe Vrăduțescu. Vă mulțumim foarte mult!